Gazmetan Mediaș joacă la sfârșitul acestei săptămâni în deplasare. Medicenii vor întâlni duminică de la ora 14 nou promovata Dunărea Călăraș. Partida contează pentru etapa cu numărul 13 a campionatului de Liga 1, ultima a turului. Înainte acestui joc, albnegri ocupă poziția a 4-a în clasamentul Ligii 1 cu 20 de puncte, iar Dunărea Călăraș este pe locul 9 cu 15 puncte acumulate. Este o echipă bună, o echipă care e foarte greu de bătut acasă, o echipă agresivă, un lot de jucători destul de bun, numeric și valoric, și nu va fi un meci ușor. Va fi un meci de luptă, va fi un meci în care ambele echipe cred că își doresc 3 puncte. Noi încercăm și mergem să câștigăm cele 3 puncte așa cum am făcut la fiecare meci. Din păcate venim după înfrângerea de acasă, în care eu cred că a fost un accident până la urmă, chiar dacă am avut meciul în mână și am condus, dar am luat și două goluri, zic, stupid un pic, dar am trecut peste, băieții sunt pregătiți, sunt determinați, cu siguranță mergem să câștigăm la Călăraș. Ar fi important o victorie acolo și implicit faptul că ați termina în play-off după primele 13 etape de campionat. Fiecare meci e important. Noi ne dorim să câștigăm punctele. Cu cât adun mai multe puncte, la sfârșit, când tragi linie, poți să fii cât mai sus dacă strângi puncte. E important ca, așa cum am ținut pasul până acum, să încercăm cu aceeași mentalitate să câștigăm fiecare meci, să jucăm fotbalul pe care noi îl antrenăm, și cred că este lucrul cel mai important. După care, cu siguranță, și norocul te ajută atunci când vrei să joci fotbal și când vrei să câștigi și când ai obiective mărețe. Din nou probleme de efectiv, Biazali, am înțeles că va lipsi o perioadă de da. Timp. Mai sunt și alți jucători? Da, mai este și Caiado, care are niște probleme, dar avem. Eu cred că avem în lot jucători care pot să-i înlocuiască și până la urmă toți jucătorii care sunt, eu cred că au calitate și au șansa să poată să demonstreze. Cu siguranță știam că o să apară accidentări, că o să apară jucători cu cartonașe, dar eu mă bazez pe toată lumea și am încredere în jucători. A trecut echipa peste accidentul, să numim, cu din etapa trecută, accidentul repriza a doua, mai exact. Peste înfrângerea cu Botoșani, eu zic că am depășit acel moment. Până la urmă, un campionat este o cursă de anduranță, mai apar și mici piedici pe parcurs. Nicio echipă nu a fost constantă în acest campionat. Liga 1 e o competiție foarte echilibrată și atunci se produc astfel de rezultate. Nimeni nu are o constanță să câștige 4-5 meciuri la rând. Cum va fi duminică la Călăraș? La Călăraș trebuie să câștigăm dacă vrem în play-off, pentru că chiar dacă nu va fi un meci ușor, totuși întâlnim o nouă promovată, avem 20 de puncte și cred că pentru play-off ar fi nevoie la finalul campionatului, la finalul sezonului regulat, de 40 de puncte, așa că trebuie să tragem tare ca să ajungem la cota asta de 40. Partida dintre Dunărea Călăraș și Gazmetan Mediaș se va disputa duminică de la ora 14.